Neața, fetelor. Neața. Bună dimineața. Ia uitați-vă puțin în camera aceea. Nu vi se pare că îi vedeți pe toți cei din fața televizoarelor? Haideți să ne facem o trupă. Vreți? Până vin băieții. Bineînțeles. Să ne stabilim un gen muzical. A, de muzică? Da, ne facem o trupă de muzică. Care știe să cânte dintre voi? Eu, da. Un pic așa. Este o piesă de-a lui Janis Joplin și se numește Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Da, aș putea să-i fac o dedicație specială lui Dani. Nu știu ce am pățit, dar cred că m-am îndrăgostit de ochii tăi, de gura ta, de nu mă crezi întreabă-mi inima. La tine mă gândesc mereu și nu știi cât mi-e de greu când nu te văd, când nu te simt și tristă eu adorm plângând. Ah, nu pot să-mi te scot din minte, din cauza ta sufăr, iubite. Dar asta n-are importanță când iubești și ai speranță. Eu încă sper. Dar de ce nu te-ai gândit să-i faci și lui Răzvan o poezie? Nu neapărat de dragoste. Pentru că... Ca să nu devină gelos. Nu Dani de alta. Mi-a adus inspirația. Ce să fac? Răzvan este leu și este un familist convins. Mai mult de atât, nu știu, am o afinitate așa pentru Dani. Eu citesc cărți, fac alte lucruri. Ce scrii poezii? Tu, așa? Scriu poezii. Noaptea. Păi tu crezi că poezia asta așa e bine face că știi să citești. Cluburi? Ia spuneți, fetelor, ce mâncați voi dimineața? Eu mănânc apă, paie și bătaie. Ce să mănânc? Ce am în frigider? În sfârșit, un om care mănâncă. Tu mănânci, da? Dimineața. Doamne, mă simțeam singurul mâncău de aici. Am foarte multă energie, că doar suntem la Neața, nu? Și asta înseamnă că dacă oamenii sunt un pic adormiți, noi trebuie să-i facem să se trezească. Nu-mi place muzica. Eu mă pricep cel mai bine la bătuta moldovinească. Faci mișcare? Adică... În fiecare zi. Abia aștept să vă spun și oroscopul, să vă citesc tot ce scrie și în stele și pe pământ. Berbec. Se anunță o lună efervescentă. Majoritatea planetelor personale îți tranzitează zodia, fapt ce te pune în lumina reflectoarelor. Te stimulează și îți conferă oportunități pe mai multe planuri. Ziua de astăzi se arată una foarte importantă, deoarece veți începe anumite acțiuni din suflet. Scorpion. Luna aprilie are un cuvânt greu de spus în zona sănătății, a purificării organismului sau a informării asupra terapiilor alternative. Se anunță o lună efervescentă. Majoritatea planetelor personale îți tranzitează zodia, fapt ce te pune în lumina reflectoarelor, te stimulează și îți conferă oportunități pe mai multe planuri.